Guvernul României a aprobat în ședința de săptămâna trecută declanșarea procedurii de expropriere a mai multor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de reabilitare a căii ferate pe tronsonul Simeria-Brașov. Potrivit hotărârii de guvern, vor fi expropriate imobile care aparțin administrativ de localitățile Orăștie, Gioagiu, Romos, Turdaș și Simeria, precum și din județul Alba. Suma alocată pentru despăgubiri este de peste 2,3 milioane de lei. Exproprierile se vor face în baza legii proiectul de reabilitare a liniei CF Brașov-Simeria, componenta coridorului 4 pan-european, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 de km la oră, secțiunea Coșlariu-Simeria, fiind o lucrare de utilitate publică de interes național. Consiliul Fiscal a avizat negativ propunerea de reducere a contribuțiilor sociale CAS cu 5 puncte procentuale la angajator, apreciind că forma curentă a propunerii nu este de natură să nu afecteze respectarea țintelor de deficit pe termen mediu, așa cum solicită legea responsabilității fiscal-bugetare, precizează un comunicat al Consiliului Fiscal remis duminică de Agerpres. Consiliul Fiscal avertizează că există riscuri ridicate de înregistrarea unui derapaj major în conduita politicii fiscal-bugetare începând cu 2014, în condițiile în care, chiar și în absența acestei măsuri cu impact bugetar considerabil, traiectoria de ajustare către obiectivul pe termen mediu apărea drept foarte ambițioasă, iar adoptarea acesteia ar fi de natură să apropie periculos nivelul deficitului bugetar de pragul de declanșare a procedurii de deficit excesiv, respectiv 3% din PIB. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Mediului, un proiect de lege a achizițiilor publice ecologice va fi supus spre aprobare guvernului, iar în toamnă va fi trimis spre dezbatere în Parlament. Dacă acest proiect de lege va fi adoptat, Ministerul Mediului va fi obligat să facă anual un plan național de achiziții publice ecologice, prin care să stabilească ce procent din achizițiile publice să fie eco. Prin achiziții publice eco se înțelege hârtie reciclată, electronice și mașini eco, mobilier eco. Deși aceste produse sunt mai scumpe, ele au o durată de viață mai lungă, susțin inițiatorii proiectului de lege. Instituțiile statului reprezintă cel mai mare cumpărător din România, cheltuind anual 100 de miliarde de lei, adică 20% din PIB. Comisia Europeană a publicat în 2008 o recomandare ca nivelul achizițiilor publice ecologice în statele Uniunii Europene să fie de 50% în 2010 și că fiecare stat membru trebuie să realizeze un plan național de acțiune pentru achiziții publice ecologice. Transalpina va fi redeschisă circulației, potrivit prefectului de Vâlcea. Acesta susține că CNADNR și-a luat angajamentul să marcheze zonele periculoase de pe Transalpina. Totodată, conducătorii auto sunt rugați totuși să-și ia măsuri de maximă prudență, având în vedere dificultatea manevrelor ce trebuie efectuate în deplasarea pe acest traseu. În urmă cu 3 săptămâni, potrivit unui comunicat transmis de CNADNR, sectorul de drum de pe șoseaua Transalpina, cuprins între obârșia Lotrului și Rânca, care ajunge la aproximativ 2100 de metri altitudine și traversează județul Vâlcea, era închis circulației. Decizia de atunci a CNADNR a provocat mai multe luări de poziție din partea primarilor stațiunilor montane din cele 4 județe prin care trece Transalpina, proprietari de pensiuni și hoteluri, dar și parlamentari din aceste județe. Șoseaua Transalpina sau DN67C este un drum de aproximativ 110 km lungime, care traversează munții Parâng între localitatea Novaci Gorj și Sebeș Alba. Reabilitarea acestui drum a început în anii 2007-2008 pe model credit furnizor, valoarea acesteia fiind de peste 350 de milioane de euro și a fost oprită în anul 2013 în momentul în care firma care o executa, Romstrade, a intrat în insolvență.